Victorița Marcu din Slatina face frecvent cumpărături din piața Zahana. La inițiativa unei prietene, femeia și-a lăsat zilele trecute datele de identificare pe un bilețel pentru a participa la tombola centenarului. Astăzi, organizatorii au sunat-o și au anunțat-o că se află printre câștigătorii unui coș cu legume și fructe. Cum vi se pare un astfel de program și o astfel de inițiativă? Doamna, o inițiativă corectă, frumoasă. Ne aduce o bucurie totuși. Uite, am transpirat așa de emoții, credeți-mă. Sunt bucuroasă. Asemeni femei, sute de slătinene au participat la această inedită tombolă organizată de Asociația Tinerilor Fermieri cu sprijinul producătorilor membri care își vând rezultatele muncii în piețele slătinene. 100 dintre ei au avut motive de bucurie, numărându-se printre câștigători. Cu toții au fost surprinși de inițiativa pe care o consideră foarte bună. Am crezut că o să câștig. Cum vi se pare o astfel de inițiativă? E foarte bună. Că e pentru oameni mai amărâți. Bine că nici eu nu sunt... Dar e binevenit. E surpriză că nu prea sunt făcute de regulă chestii de genul ăsta. E o promovare frumoasă a produselor, în primul rând, și societății și celor care au făcut, societatea respectivă. Nu mă așteptam. Deci când ați băgat biletul? Păi eu le-am spus la fete că eu nu am noroc. Nu am avut, niciodată n-am câștigat ceva nemuncit. Acum iată că ați câștigat. Am câștigat, da. Cum vi se pare un astfel de proiect? Un proiect foarte bun. Mai ales pentru bătrâni. Pentru cine are salariu mic, pensia mică. Și ar fi bine să fie mai rar acest lucru. Mai rar sau mai des? Mai des, pardon. Păi în fiecare luni puteți să participați la tombola pensionarilor sau? N-am știut. Tombola centenarului a fost inițiată de Asociația Tinerilor Fermieri, condusă de Florin Ciobanu, consilierul ministrului Agriculturii Petre Daia. Prin intermediul ei, peste 600 de kilograme de legume și fructe, produse de membrii asociației, au ajuns gratuit la cumpărători. În urma evenimentului zilelor recoltei, care au avut loc în două zone ale orașului Slatina și pe Esplanadă și în piața Zahana, producătorii noștri, care sunt și membri ai cooperativelor din județul Olt, au luat decizia să sărbătorească în felul lor centenarul prin acordarea a 100 de coșuri, lădițe cu legume gratuit pentru clienții care cumpără zi de zi sau ocazional din sectorul de producători din piața Zahana. Inițiativa fermierilor membri ai asociației are ca scop să-i determine pe olteni să cumpere legume și fructe românești direct de la producători. Toate aceste lucruri se întâmplă doar pentru a promova producătorul român și produsele noastre românești, care, cum știți și noastre, sunt cele mai bune sau, de multe ori, mult mai bune decât cele din import. Asociația Tinerilor Fermieri Olt a demarat în primăvară un program cu caracter social. Săptămânal, asociația oferă peste 10 coșuri cu legume și fructe pensionarilor care fac piața în cursul zilei de luni și aleg să participe la tombola pensionarilor.